Mulțumim Tatălui Ceresc, prin harul Său suntem în viață, în credință, în adunare, numele Lui să fie binecuvântat. De astăzi începem o nouă tematică de studiu biblic, intitulată Pilde Biblice. Astăzi va fi o lecție introductivă, urmând ca în lecțiile următoare să ne oprim la pilde prezentate în Scripturi, dintre care cele mai multe au fost rostite de Domnul Iisus Hristos, cu mențiunea că nu vom aborda pildele împărăției care au fost tratate într-un studiu anterior. Deci alte pilde spuse de Domnul și alte pilde din alte cărți ale Bibliei. Biblia prezintă câteva zeci de pilde. Iată ce spunea în începutul psalmului 78 Asaf, un om care vorbea inspirat. Citesc versetul 2, îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Pildele solicită o formulare înțeleaptă, potrivită, spusă la vreme. De aceea, acest om care avea în el Duhul lui Dumnezeu a putut să rostească aceste cuvinte. Așa cum am amintit, cele mai multe pilde au fost rostite Domnul Iisus Hristos, El fiind înțelepciunea desăvârșită. În Matei 13 este scris despre felul în care Domnul vorbea poporului, versetul 34, Iisus a spus norodilor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Deci a folosit foarte frecvent în vorbirea sa acest mod de exprimare. De altfel este bine cunoscut că o pildă are în general un cuprins religios sau moral și se situează ca și formă de exprimare literară undeva alături de alegorii, de fabule. De altfel, cuvântul pildă sau parabolă, parabolă este un cuvânt grecesc tradus în Biblia noastră prin pildă, proverb, zicală, sau altfel spus, o definiție mai simplă, pilda este o imagine comparativă. A pune în evidență un lucru pentru a-l compara cu altul, evident pentru a ieși în evidență, pentru a putea face observații. Iată cuvintele Domnului în ideea aceasta ca și susținerea definiției, Marcu, capitolul 4, versetul 30. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Pentru că voia să le descrie, nu putea în termeni reali, și în ideea aceasta a spus, sau prin ce pildă vom înfățișa? Ca oamenii să o înțeleagă. Pentru că subiectul central al propovăduirii Domnului Iisus Hristos a fost împărăția. Dar și alte principii sfinte și alte virtuții sunt scoase în evidență prin diferite pilde. Să observăm mai întâi câteva generalități despre pildele biblice și apoi, într-o a doua parte, vom face câteva precizări referitor la interpretarea pildelor. Și pe tot parcursul acestor lecții să rugăm pe Domnul să ne deschidă mintea, să pricepem Scripturile, cum spune în Proverbe capitolul 1, să ne dea Domnul har să putem pricepe o vorbă cu tâlc, o pildă, să îi înțelegem rostul. Să ne amintim de câteva pilde, în afară de cele din Evanghelie, care cred că ne sunt cele mai apropiate ca și cunoștință. Să ne amintim de pilda lui Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Gedeon, care a reprezentat oamenii prin copaci, prin pomi, roditori. Pilda lui a avut și un caracter profetic. Cele spuse de el în imaginația lui s-au adeverit. Să ne amintim de pilda bogatului lacom, spusă de prorocul Natan când a venit la David.
Ea a avut un rol de a scoate în evidență starea profetului. A fost un mod în care Dumnezeu l-a călăuzit ca să-l abordeze, nu direct, ci prin intermediul acestei pilde. David a prins înțelesul pildei la prima audiție, dar a avut nevoie apoi de explicația, de precizarea concretă a profetului și în urmă și-a dat seama că de fapt el este cel din pildă, vinovatul de fapt. Să ne amintim de pilda viei, scris în Isaia capitolul 5, acolo unde Dumnezeu vorbește prin profet și de altfel nu este singurul loc în Scriptură în care oamenii sunt comparați cu diferiți pomi sau copaci în funcție de stările lor. Apoi, cum spuneam, ca și generalitate, chiar dacă nu le vom aborda în mod concret, pildele împărăției. Prin ele împărăția lui Dumnezeu este înțeleasă mult mai bine și văzută mult mai de aproape. Domnul a prezentat-o în acele imagini ca oamenii să se familiarizeze și chiar mai mult să dorească împărăția lui Dumnezeu. După părerea unora, cea mai aparte pildă și poate cea mai cunoscută de toți este pilda fiului risipitor. Acea imagine omniprezentă a unei realități trecute, prezente, ce identifică cele două categorii de oameni, unii care se duc mai departe în lume, alții care rămân mai pe aproape, dar și unii și alții au nevoie de chemarea Tatălui de a intra în casă la masa pregătită. Tot acolo știți, e pilda cu oaia pierdută, cu banul pierdut. Biblia conține unele pilde foarte scurte, de o frază. Este doar o imagine solitară, un verset, dar alte pilde sunt mult mai extinse, se desfășoară pe cuprinsul a mai multele episoade, cum ar fi pildele împărăției. Dacă ne oprim la pilda năvodului, este o fază în care pescarii își umplu mrejile, apoi este o altă fază în care șed la mal și fac alegere. Între aceste două faze la pescuit nu-i chiar mult, că se consumă în intervalul a câteva ore, dar pilda de fapt surprinde un interval de sute de ani. Evreii și-au umplut mrejele atunci, mă refer la apostoli care au fost făcuți pescari de oameni, dar faza a doua, șezutul la mal, încă n-a început. Va fi de-abia la sfârșitul veacului, spunea Domnul Iisus, tâlcuind pilda. Iată și câteva pilde foarte scurte. Deuteronom, capitolul 19, versetul 5. Știți că noi folosim uneori expresia asta de pildă și prezentăm o imagine foarte scurtă, nu neapărat ne lansăm într-o pildă cu multe înțelesuri sau înțelesuri foarte adânci. Aici scria Moise, Deuteronom 19:5, așa, de pildă, un om se duce să taie lemn în pădure cu un alt om, ridică securea cu mâna, să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarul său și îl omoară. Atunci îl fuge într-una din cetățile acestea ca să scape viața. Sau cum am vorbit noi în vremea noastră, mergi cu mașina și îți sare un animal în față, cum procedezi, ce urmează, pilde foarte scurte. Imagini care nu necesită multe explicații. O altă pildă scurtă, Eclesiastul, capitolul 6, cuvintul lui Solomon, versetul 2, este de pildă un om care a dat Dumnezeu avere, bogăție și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din tot ceea ce își dorește sufletul lui. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele, aceasta este deșertăciune și un mare rău. Cum am spunem noi, de pildă un om bogat sau cum erau relatările la noi, la români, un boier, ceva cu înțeles, dar un înțeles foarte scurt. Și în Noul Testament avem astfel de prezentări. Eu cred că dintre pildele Domnului cea mai scurtă e cea din Luca 6, scurtă ca și enunț, versetul 39.
le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Iată și pilda și tâlcuirea într-un singur verset. Evident că nu poți da pe cineva în grija unui orb, că orbul trebuie dat în grija unuia care vede. Sau Iacov folosește în epistola sa unele pilde scurte. Iacov, capitolul 2, versetul 2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și îi învață cum să se comporte în aceste situații extreme. Sau, capitolul 3, versetul 3, de pildă, Iacov vorbește despre limbă, dacă să scoată în evidență niște adevăruri, vine cu pilde. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Apoi, de exemplu, cu corăbile, ca să scoată în evidență puterea limbii, influența și alte urmări ale acestui foc, acestui mic mădular numit aici, pe drept, dar care este în stare de lucruri mari. O altă întrebare, tot la capitolul generalități, de ce pilde? Pentru că gândirea este ajutată prin aceste imagini. Ele vin în ajutorul celor ce le aud. Pe de o parte sunt foarte simple, sunt ușor de reținut, pe de altă parte sunt enigmatice. Aș spune că slujesc unui dublu scop. Știți că Dumnezeu pe unii vrea să-i lumineze, vine în ajutorul înțelegerilor, iar de alții Dumnezeu a hotărât să se păstreze ascuns, rămâne tainic. Și pilda slujește și pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși. Iată cuvintele Domnului în această privință. Matei, capitolul 13, citim câteva versete, începând cu versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, probabil nu erau obișnuiți cu acest mod, chiar dacă pildele erau obișnuite în istorie, dar cred că nu într-o așa proporție cum era în cazul Domnului. De ce le vorbești în pilde? De ce folosim acest mod de exprimare? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției celor, iar lor nu le-a fost dat. Deci pilda are un dublu scop, este deopotrivă, simplă și enigmatică. Versetul 13. De aceea le vorbesc în pilde. Pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Adică pildele sunt o exprimare codificată ca să înțeleagă cel ce aude și să nu înțeleagă, poate chiar și cel ce aude, exact cum este scris aici. În aceeași idee este și un verset în Marcu, capitolul 4, versetul 34. Citim și 33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. E sensul pozitiv, aș spune, sau pentru cei credincioși. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Pildele sunt ușor de asimilat. Ele stârnesc emoții. Noi ca predicatori și dumneavoastră puteți observa aceasta. De exemplu, predică cineva din epistole, din profeți sau un alt pasaj din Biblie. Și când încep și spui o întâmplare, dintr-o dată se face tăcere. Asta rezultă că unii au avut activități diverse, dar atunci, dintr-o dată, se conectează. Sunt foarte atenți. O pildă transferă omul din cotidian într-o altă lume. Adică oamenii se pot gândi la diverse lucruri, dar când li se pune în față o imagine, și prin asta nu spun imagine, un ecran, ci o imagine pentru minte, o întâmplare,
Nu degeaba se spune că o ilustrație este ca o fereastră la un perete. Punându-se în față un alt peisaj, oamenii fiind scoși din cel în care se frământă cu ea în probleme, se pot gândi mai îndeaproape și într-un mod chiar unic la acel fenomen. Este o metodă pedagogică pentru a înfățișa un adevăr într-un mod mult mai relevant, mult mai imprimant. Este ușor de memorat și dacă pilda își atinge scopul, este și greu de tăgăduit. Adică înțelesul face ca să cadă contraargumentele. Dar hai să citim din Scriptura aceasta, Matei capitolul 7, de la versetul 21. Domnul, după ce încheie învățăturile în așa numită predică de pe munte, le spune aici: nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Mulți îmi vor zice ziua aceea: Doamne, noi am fost, am făcut. Nu-i voi cunosc. Le vă spune: depărtați-vă de la mine. Și ca să evidențieze Domnul acest adevăr, că unii vor fi acceptați și alții vor fi respinși, a venit cu o pildă. De aceea oricine aude aceste cuvintele mele și le face, se aseamănă cu un om cu judecată care și-a zis casa pe stângă. Și dintr-o dată, în imaginea oamenilor, de la o teorie abstractă, s-a mutat gândirea pe aceste imagini. O casă pe stâncă, una pe nisip sau pe pământ, au venit peste amândouă cataclisme, una a rămas, cealaltă s-a prăbușit. Și acel adevăr spus de Domnul că unii vor fui primiți și vor avea acces în împărăția Dumnezeu și alții vor fi lepădați, a ieșit foarte bine în evidență prin aceste două case. Tot din Matei citim din capitolul 21, versetul 45 și 46. Spuneam că o pildă nu poate fi tăgăduită dacă este rostită cu înțelepciune. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Le era clar. A înțeles și norodul, au înțeles și ei. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Așadar, pildele ajută la prezentarea unui adevăr. Și un ultim aspect la acest capitol de generalități. În Biblie avem pilde diferite. Unele sunt prezentate ca o ghicitoare, cum a fost cazul celor spuse de Samson, cu leu și cu miere. Judecător 14 de la 12 la 18. Altele se transformă aproape într-o alegorie, cum ar fi cazul cu via din Isaia capitolul 5. Dar ceea ce este important de reținut e că aceste pilde, fie reale, fie fictive, nu sunt fabule. Fabulele conțin fantezii. Într-o pildă sunt lucruri care, fie reale, fie nominale, pot să se producă. Și de asemenea să mai reținem că pildele pot să fie și profetice. Așadar, cu cât are mai multă înțelepciune cel ce le rostește, cu cât are mai multă inspirație, sunt cu atât mai bogate și pot să vină în ajutorul celor ce le ascultă. Dar asta, evident, cum spunea Domnul despre unii și respectiv despre alții, în măsura sincerității fiecăruia. Haideți să ne oprim acum la patru aspecte legate de interpretarea pildelor. Pentru că fac mențiunea încă din această lecție introductivă că nu o să vin cu speculații. Prefer din pilde să învățăm anumite lucruri practice, chiar dacă vor rămâne alte lucruri neexplicate. Cred că Scriptura este scrisă în primul rând pentru zidirea noastră, nu pentru satisfacerea curiozităților noastre. În primul rând, în ce privește interpretarea, să reținem că o pildă, o parabolă, se adresează unui om sau unui grup
într-un mod specific, poate chiar protejându-i de ceilalți din auditoriu. Chiar dacă o pildă nu respectă anumite reguli de estetică sau de erudiție, pilda are o adresă precisă. Și dacă pilda este inspirată, are o adresă desăvârșit de precisă. Deci, o pildă trebuie să țintească undeva, să i se adreseze cuiva. De aceea, ucenicii erau obișnuiți să întrebe uneori cui i se adresează. Pentru noi spui aceste lucruri. Și am amintit deja din Matei capitolul 21 că și-au dat seama că lor li se adresase. De altfel, orice scrisoare, cât ar fi de importantă, dacă nu are scris mai întâi destinatarul, la ce ajută. Asta contează în primul rând, ca omul să știe că îi se adresează. Iată ce scrie în privința aceasta, citesc din Luca 12 cu 42. Citim și 41, cuvinte care le-am anticipat. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios? Eu lui mă adresez, ispravnicului credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vreme potrivită. Domnul se adresa celui ce voia să aibă parte de răsplătirea stăpânului, celui ce voia să fie credincios în lucrarea încredințată. Totul din Luca, citim din capitolul 18, versetul 9, să observăm că Domnul spunea orice pildă unui destinatar. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii, care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Exista categoria de oameni care se credeau nepăcătoși. De aceea îl condamnau pe Domnul că stă la masă cu vame și cu păcătoși. Și Domnul, prin pilda aceasta și nu numai, și cele din Luca 15 țintesc acolo, li s-a adresat unora care trebuiau să înțeleagă dacă voiau, dacă se smereau, că au și ei nevoie de pocăință. Știți că fariseul s-a dus la templu, asta e pilda ce urmează, vameșul și fariseul, și s-o codea că el nu are nevoie de pocăință, el a venit la templu doar să raporteze lui Dumnezeu activitatea din ultima perioadă. Deci a spus Domnul pilda aceasta ca să îi facă să înțeleagă, să știe că li se adresează. În Psalmul 49, versetul 4, este un aspect legat de pilda insuflată, inspirată. Când Domnul era călăuzit să vorbească și în cazul predicatorilor sau prorocilor, că și o prorocie poate fi exprimată printr-o pildă, eu îmi plec ureche la pildele care îmi sunt insuflate. Îmi încep cântarea în sunetul arfei. Această acompaniere este aici comparația pentru o pildă a cărui sunet trebuie să fie clar, descifrabil pentru cel căruia îi se adresează. Aici poate să intervină slăbiciunea, să fie pilda pentru unul și să o recepteze altul. De aceea este binevenit să poți vorbi în pilde, dar este greu dacă nu se poate descifra cui se adresează. Un al doilea adevăr legat de interpretarea pildelor, există anumite reguli de interpretare, care sunt fie general biblice, în contextul Vechiului și Noului Testament, sau sunt specifice unui context al textului, un context apropiat. Dar, ca și reguli generale, persoanele cu atitudini corecte, pozitive, sunt prezentate prin lucruri și stări bune din natură. Astfel, avem prezentați oamenii buni prin grâu, prin oi, prin pești, prin pâine, prin, mă refer la oameni și la atitudinilor, la acțiuni, prin haine bune,
Și asta nu e greu de interpretat. Și evident, în sensul celălalt, persoanele cu înclinații rele sunt comparați cu neghină, cu spin, cu capre, cu boală, cu haine zdrențuite, oamenii și faptele lor. Cred că este important să reținem că nu toate detaliile de la toate pildele se identifică printr-un simbol anume. De aceea, când interpretăm o pildă, să nu punem accent întru totul pe absolut toate detaliile. De exemplu, am citit din Eclesiastul, de pildă un om trăiește mult și nu se bucură de ce are. Dacă cineva ar introduce acolo un detaliu, de pildă un om este înalt de statură și trăiește mult, dar nu se bucură de ce are. Ce are de a face înălțimea lui sau că e mai scund cu faptul că nu s-a putut bucura de ce are? E un detaliu lipsit de importanță. Sau, în pilda semănătorului, se spune o parte din sămânță a căzut lângă drum. Ar să fie un detaliu de partea dreaptă a drumului. Și un predicator să spună, deci, asta are de-a face că stânga înseamnă altceva. Și un detaliu nesemnificativ. Este important să vedem ce vrea să spună pilda aceea, ca să mergem pe explicația ei înainte, să nu ne apucăm undeva rătăciți pe niște laterale. Domnul, când a spus pilda cu fariseul și cu vameșul, a vrut să le vorbească de faptul că amândoi au nevoie de pocăință. Dacă am intrat acolo în toate detaliile legate de zecioala ce a dat-o, de zilele în care a postit, ne-am pierde. Sau să ne gândim, chiar dacă nu-i direct o pildă, dar pentru a înțelege adevărul acesta. Spune Domnul, dacă neprihănirea voastră nu trece pe acărturarul și fariseerul, spun aceste aspecte ca nu cumva să ne certăm de la niște chestiuni nesemnificative dintr-o pildă și să pierdem înțelesul central, pentru că asta a fost și slăbiciunea evreilor din vremea Domnului Iisus, care erau atent la niște chestiuni minore din lege, cu zeciuiala, cu firele din grădină și lăsau, uitau cele mai importante adevăruri. Deci o pildă transmite anumite învățături care sunt importante și pe care trebuie să le înțelegem, să ni le însușim. Pentru aceasta se spune o pildă. Un al treilea adevăr legat de interpretarea pildelor, pildele pot fi interpretate cel mai corect de cei ce le-au rostit. Ei știu în mod total ce au vrut să spună. De aceea și cerle ucericilor înaintea Domnului care rostise pildele ca să li le tălmăcească. Pentru că cine știa mai bine decât el ce a vrut să spună? Știți că odată le zice, vă citesc din Matei capitolul 16, de la versetul 6, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Și urmează interpretarea lor. Ne zice așa, pentru că n-a luat pâini. Asta era adevărul? Nici vorba. De aceea Domnul le spune, versetul 9, tot nu înțelegeți. Deci să nu fim bănuitori, chiar dacă cineva folosește o pildă, cred că s-a referit la mine. Da, pilda are o adresă și spuneam că inspirația ajută ca să fie adresa scrisă corect. Dar dacă chiar vrem să înțelegem și ceva n-am interpretat corect, să ne adresăm Domnului pentru pildele scrise în Scripturi, că Dumnezeu ne poate lumina. Scriptura a fost transmisă prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este în biserică lăsat ca să ne explice Scriptura. Iar dacă cineva rostește vreo pildă, cel mai corect ar fi să-l întrebăm. Doar avem îndrăzneală, cum au avut și ucenicii la Domnul, frate, ce ai vrut să spui? Sau un proroc care rostește un mesaj în a cărui conținut se regăsește și o pildă. Frate, ce ai înțeles? Sau în asemenea împrejurări, ce au înțeles? Ce înțeles au aceste cuvinte? Iată ce scrie în Matei 13 cu versetul 35 și 36.
despre pilde. Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Să ne exprimăm dorințele înaintea Domnului ca să înțelegem corect ce vrea să spună. Întoarcem pagina, Matei 15 cu 15. După ce Domnul a rostit pilda aceea care v-am spus că a fost cea mai scurtă, o găsim în versetul 14, când un orb călăzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă, Petru a luat cuvântul și le-a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără percepere sunteți. Observăm că Domnul îi condamnă că nu aveau înțelesul. De aceea să ne reamintim din nou de ceea ce scrie în Proverbe capitolul 1, că ne trebuie înțelepciune ca să putem prinde vorba, ce a vrut să spună și să avem o interpretare corectă, că așa să ne dăm cu părerea, noi putem să spunem, dar asta nu face decât un deserviciu nouă sau altora pe care putem să influențăm. Deci să avem ca o rugăciune permanentă: Doamne, deschide-ne mintea să înțelegem Scripturile. Și din Biblie, din Scripturi, pildele, profețiile. Iar din cuvintele oamenilor, Doamne, ajută-ne să înțelegem ce au vrut să spună. Pentru ca și cel ce vorbește și cel ce aude să fie luminați. Dar pentru acest întreg proces este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, lasă-L peste noi. Și în ultimul rând, ceea ce este mai important, neînțelegerea mesajului unei pilde este o pierdere la fel de mare ca înțelesul ei. Dacă n-ai înțeles, n-ai primit o informație, sau dacă ai primit-o și nu o poți citi, pierderea este egală cu valoarea acelei informații. Se spune că unul din cezarii romani a primit, în timp ce se îndrepta spre senat, un bilețel. Nu i-a dat importanță. Acolo era avertizat că se plănuise uciderea lui. S-a găsit bilețelul post-mortem. La ce folos? Se spune că Napoleon a trimis o informație unui corp de armată în bătălia de la Waterloo și n-a fost scris: citeți. Și comandantul acelui corp de armată a citit: am câștigat lupta, veniți și voi la paradă. Când colo un mesaj scris altceva: grăbiți-vă că suntem în defensivă. Și se spune că asta a fost poate motivul pierderii acelei bătălii însemnate cu englezii. Așadar, să fim atenți, ca nu cumva pierzând înțelesul, să pierdem valoarea care îl conține, care este conținută de acele cuvinte. Citim pentru asta în Matei capitolul 13, ca să vedeți ce pierdere imensă poate fi neînțelegerea unei pilde. Și spun asta generalizând chiar neînțelegerea Scripturii, adevărurilor sfinte. Matei 13, citim de la versetul 9. Cine are urechi de auzit să audă. Domnul aici în continuare, până la versetul 17, face diferența între două categorii de oameni. Unii care văd și alții care nu văd. Și spune în versetul 16: dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proști oameni nepriniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Cei ce au înțeles pildele Domnului au beneficiat de har și de mântuire. Cei ce nu le-au înțeles, ce-au pierdut? Exact despre ceea ce spunea pilda, împărăția. A înțelege o pildă despre împărăție înseamnă a avea parte de împărăție. A nu înțelege o pildă despre împărăție înseamnă a pierde împărăția. Pentru că neînțelegerea duce la o lipsă de răspuns. N-ai înțeles ce trebuie să faci? Nu știi ce să faci. Este ca și cu bieții noștri români care s-au dus prin
diferite țări la lucru și nu știau limba aceea. Câte unul îi spunea, lucrează asta și l-o să uita. Nu știu de ce să mă apuc. Povestea unul în Italia că nu înțeles cuvintele și i-o tăiat la unul toată via. Pe când a venit, vă dați seama ce a făcut. Așa-i cu pilda, n-ai înțeles ce vrea să spună, a ratat tot ceea ce conținea acea pildă. Ba mai mult, dacă nu ne responsabilizăm că degeaba am înțeles, sunt două etape aici, este ca și cu auzi. Degeaba am auzit, dar eu nu vreau să dau crezare celor auzite. Degeaba am înțeles dacă nu sunt gata să fac. Să luăm pentru asta două citate din Evanghelie, Marcu capitolul 12, citim de la versetul 1. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie și prezintă pilda vierilor cu cei care le-a fost arandată vie și n-au vrut să dea rodurile la trimici, ba dimpotrivă s-au purtat foarte brutal, cinic cu trimișii stăpânului. Este trimis în urmă fiul, vedeți, este și un element profetic însemnat aici. Și apoi spune în final aici de la versetul 9, acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierea aceea și vie o va da altora. Asta au răspuns și ei. Oare n-a știut locul acesta din Scriptură, piatra pe care o lepătat o zidare o să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau din rod, pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. În versiunea din Matei 21 este scris că ei au dat răspunsul. Dar la ce le-a folosit aceasta? Versetul 41, ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde și via o da altora. Cine erau ticăloși? Ei. Dar au acționat în consecință? Nu. Și pierderea a fost, exact cum vă spuneam, cât înțeles avea pilda aceea. Pentru că degeaba înțelegem dacă nu și facem. Iată un alt citat, Luca capitolul 20, pentru că așa cum vă spuneam, pildele nu sunt spuse doar așa ca să fim noi mai cu stil. Toate pildele țintesc o atitudine, e vorba de o faptă, de un răspuns pe care trebuie să-l dăm. 21, într-una din zile când Iisus învăța norodul în templu și provdea Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Deci toată structura de conducere socială și eclesiastică a națiunii. Și au zis, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și o întrebare, spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei, dacă răspundem din cer, ne va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci ei au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Nu știau? Știau. Dar pentru că omul nu vrea să răspundă potrivit cu mesajul unei pilde sau unui anunț pe care Domnul l-a făcut, ei au pierdut totul. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și cum scrie în Luca 7, pentru ei a fost zădărnicit planul lui Dumnezeu. O tragedie, dragii mei. Exact cum scrie aici în versetul 18, despre zdrobire, despre spulberare, versetul 19, partea finală, pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Dar degeaba au priceput dacă n-au primit, dacă nu s-au pocăit, pentru că asta le cerea pilda. Așadar, să recapitulăm aceste aspecte legate de interpretare. O pildă are un destinatar. O pildă are un adevăr pe care îl transmite. Pildele pot fi interpretate cel mai corect de cei ce le-au rostit, cele biblice de Domnul prin Duhul Sfânt. Și al patrulea rând spuneam că o pildă nu e suficient să fie înțeleasă, trebuie să fie și aplicată.
omul să răspundă atât teoretic cât și practic în urma mesajului acelei pilde. Încheiem afirmând în final că pildele sunt cea mai iubită formă de narațiune. Cum vă spuneam, când se spun întâmplări sau pilde, auditorul este mai receptiv, numai că atât emisia cât și recepția necesită multă înțelepciune. Să ne rugăm Domnului să ne dea pricepere. Cine a rostit cele mai multe pilde? Domnul. Cine are o carte de pilde? Solomon, înțeleptul. El de altfel scria în începutul cărții sale, Proverbe capitolul 1, de la versetul 4, ca să dea celor neîncercați ajerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Pentru prinderea înțelesului unei pilde trebuie înțelepciune. Pentru un cuvânt adânc, pentru cuvintele înțelepților, pentru cuvintelor cu tâlc. Sau, uneori trebuie și inspirație profetică, atât în a fi transmise, cât și în a fi receptate. Așa scrie în Iosia, în Osea, capitolul 12, versetul 10, eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. Deci iată, și prin faptul că pildele sunt asociate cu prorociile, arată înțelesul lor tainic, unde numai Duhul lui Dumnezeu și numai înțelepciunea poate să aducă lămuriri asupra celor prezentate în acea pildă. Poate unul din oamenii cei mai neînțeleși în pildele lor este profetul Ezechiel. Despre el spunea oamenii, omul acesta face într-una la pilde, pentru că așa erau profețiile lui și neînțelese de cei ce nu erau sinceri. De asemenea, să ne reamintim ca și o concluzie, pildele au o aplicație directă și imediată, angajând auditoriul să procedeze corect în aceste adevăruri sfinte. Și aici fac referire la două din pildele Domnului, fără să le studiem, doar acest adevăr. Pilda robului nemilostiv. Petru întreabă dacă trebuie să ierte până la un anumit număr limitat pe fratele său. Domnul spune acea pildă cu datornicul ce datora 10.000 de galbeni, ce a fost iertat de stăpân, și colegul lui care îi datora 100. Nu l-a iertat, i s-a reimputat datoria și spune pe 35, tot așa va face și tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă în toată inima pe fratele său. Ce trebuia să înțeleagă oamenii la sfârșitul acestei pilde? Că trebuie să ierte total și imediat. Sau Luca capitolul 10, pilda samariteanului, o știm noi. De ce a spus Domnul pilda asta? Pentru că a fost o discuție legată de porunci, de legi, de viața veșnică. Și finalul este dovada aplicabilității directe și imediate. Versetul 37. Când întreabă care a dat dovadă că și-a iubit aproapele, cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Și cu ce cuvinte a încheiat Domnul discuția? Du-te și fă și tu la fel. Dacă nu te duci să procedezi în consecință, nici dacă ai înțeles pilda, nu te ajută. Așadar, să rugăm pe Domnul să ne dea lumină și apoi să ne dea și putere să ascultăm tot ceea ce ni se transmite prin aceste adevăruri simple, în același timp enigmatice. Doamne, ajută-ne. Amin.